Eugen Tomac a prezentat programul de guvernare al partidului Mișcarea Populară. Liderul PMP a afirmat că partidul său va participa la negocieri privind intrarea la guvernare după alegerile din 6 decembrie. Tomac a prezentat și măsurile pe care le consideră esențiale în domenii importante, cum sunt educația, sănătatea și administrația. Sănătatea este domeniul în care trebuie investit extrem de mult, spune președintele PMP, Eugen Tomac. Tragedia de la Neamț a demonstrat că sistemul medical este la pământ. Avem un sistem de sănătate prăbușit, cu oameni care intră sănătoși și pleacă bolnavi, sau cu oameni care vin să fie tratați și, din nefericire, sunt victime ale altor întâmplări tragice, cum este cea de la Neamț. Pe domeniul educației, Eugen Tomac a afirmat că obiectivul principal al PMP este construirea celor 1000 de creșe și grădinițe. Obiectivul PMP în viitoarea guvernare va fi să creăm minim 1000 de creșe și grădinițe în această țară. Este un proiect promis de toate guvernele, dar abandonat. În România se vor simți mult mai în siguranță atât copiii cât și părinții, atunci când vom avea un număr suficient de mare de grădinițe și creșe. Liderul Mișcării Populare a amintit și de celălalt mare obiectiv al PMP, transpunerea în legislație a referendumului pentru reducerea numărului de parlamentari. Reforma instituțională. Suntem singurul partid care a propus și insistă și vom face majoritate, vom participa la o majoritate guvernamentală după 6 decembrie, doar în situația în care vom vota și partidele care vor face parte din coaliția guvernamentală vor fi de acord să votăm legea cu privire la reducerea numărului de parlamentari la 300. Este esențial să respectăm ceea ce au decis românii prin referendum.